Consiliul local a aprobat relativ repede 25 de hotărâri de Consiliu prin care se finanțează de la bugetul local cluburi din majoritatea disciplinelor sportive, inclusiv a dansului sportiv. Singurele obiecții au fost cele privind mărimea acestor subvenții și modul cum trebuie distribuite. Unii dintre consilieri au cerut centralizarea banilor și distribuția lor prin Fundația Sportului Gălățean, dar proiectele au fost individualizate pe cluburi. S-au adus chiar acuze de favorizare a unor cluburi în defavoarea altora, dar s-a argumentat că banii din Fundația Sportului Gălățean sunt destinați doar pentru întreținerea bazelor sportive. Să fie spusă suma care se alocă la fiecare proiect de hotărâre care îl votăm. Pentru că nu avem acel centralizator, nu avem laptopuri, s-a înțeles că au fost mai multe modificări și atunci să fie o transparență. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a clubului Șah Diana Galați. Suma? Suma alocată este de 20.000 de lei. Propun votului cine este de acord? Împotrivă? Abține? Cu 14 voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Aqua Sport Galați. Suma alocată este 85.000 de lei. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru. Condițiile improprii de organizare a ședinței, lipsa de documente și a laptopurilor au mărit suspiciunile privind valoarea subvenției, care nu a fost explicitată în titlul hotărârilor. Au fost acordate subvenții de mărimi diferite. Cele mai mici, între 5 și 15 mii de lei, au fost primite de cluburile de karate și judo, iar cele mai mari, între 150 de mii și 1 milion de lei, de cluburile de rugby, de fotbal, metalosport și de volei.